înainte de a da citire versetelor din care am ales să vă dau un domn astăzi, aș vrea să aduc un mulțumit Domnului și să spun ca Domnul să vă răspătească cu viața veșnică faptul că ați ales să fiți astăzi prezenți în casa sa, ați ales să fiți și să stați în prezența celui prea înalt. Îmi dau un alt lucru din lumea aceasta. Asta nu înseamnă și o bucurie imensă pentru mine și cred că pentru noi toți, că și toți îl căutăm pe Domnul și știm că nu putem găsi decât acolo unde este chemat numele Său, în casa Sa, și ne mai spune cuvântul Dumnezeu că unde sunt strânși doi sau trei în numele Lui, este și El prezent în mijlocul nostru. Aș vrea să deschideți cu mine cuvântul Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 17, și am să dau o citire de la versetul 24 până la versetul 31. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul Cerului și al Pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El, care dă tuturor viața, suferă și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-un singur, să locuiască pe toată fața Pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din părinții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar fiindcă suntem de neam de Dumnezeu, din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei ciopite, cum este și ungirea și puțința omului. Dumnezeu nu ține seama de venirea de niștiință și poruncește acum tuturor oamenilor pe tutindem să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o lovire împătăduiță prin faptul că l-a înviat din mort. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Am ales din nou aceste versete, cred că pentru fiecare dintre noi sunt cunoscute, dar de la cum vorbeam și cu frații la întâlnirea de joi de la rugăciune, din nou Domnul mi-a vorbit că pocăința este un proces îndelungat, este un proces complex, un proces care nu se termină odată cu scufundarea la facultățului, cum foarte mulți dintre noi, bazându-ne pe un anumit verset, ne ducem în rătăcire, pentru că mulți dintre noi s-au învățat de unii dintre noi că dacă cine crede și se va boteza, este mântuit și ne oprim acolo. Nu. Pocăința trebuie trăită cât timp va îngădui Dumnezeu pe acest pământ, până în clipa întâlnirii cu El pe norul cerului. Nu au să vorbesc din primul verset, ne spune că Dumnezeu este Cel care a creat tot ceea ce ne înconjoară, El este Cel care ne-a creat pe noi și El este Cel care ne va judeca în acea zi rânduită de Dumnezeu. Mă rog ca în ziua aceea să fim acolo prezent pentru răsplată și nu pentru judecată. Domnul să ajute pe fiecare dintre noi. Și ne mai spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și vedem că trăim niște vremuri ale întunericului. Și asta pentru că oamenii trăiesc în neștiință. Oamenii trăiesc răuziți după învățături greșite, după teologii, după rânduierile. Și stăteam și mă gândeam azi dimineață, mi-au să aminte de ce spunea bunicul și este foarte adevărat. M-am spus că Dumnezeu nu ne cheamă la o religie și nu am nimic nici cu ortodoxi, nici cu catolici, nici cu pentecostalii. Toți suntem copii de Dumnezeu, toți suntem creștini, dar trebuie să fim creștini adevărați, care rămân rădăcinați și stăruiesc în cuvântul lui Dumnezeu, stau în ascultare de Dumnezeu și fie fapta, gândul sau vorba noastră, le facem roadele ascultării de Dumnezeu și nu ale firii noastre pământești. Și aud mereu în jurul meu semenii mei, colegii mei de muncă, chiar din familia mea, care spun că ei au credință în Dumnezeu, ei cred în Dumnezeu. Dar știți care este acea credință? Este credința strămoșească, că mi-au să amintă. Că venim cu niște tradiții din spate, de mii de ani, de, poate dinaintea Domnului nostru Iisus Hristos, cu aceleași tradiții și cu aceleași lucruri. Am auzit ceva care m-a cutremurat. Că știți că la Ortodox se sărbătorește în Înălțarea Maicii Domnului. Explicația preoților este că Maica Domnului s-a ridicat, stă lângă Fiul și mijlocește la Fiul pentru oameni. Or, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între oameni și Dumnezeu, și acela este Domnul Iisus Hristos. Nu ne spune nicăieri că Maica Domnului mijlocește
la Domnul Iisus pentru oameni. S-a ajuns în atât de mult încât auzam ce vorbea acest domn, acest semn al nostru, și spunea că în mintea multora din lume există percepția că Domnul Iisus este rău, este înspăimântător, este înfricăușător. Și atunci trebuie să mergem la Maica Domnului ca prin ea și ea să mijlocească ca Domnul Iisus. Deci, niște învățături foarte greșite. Și de asta vă spun că lucru care duce pe oameni în rătăcire și face să trăiască în întuneric și departe de Dumnezeu este neștiința. Lipsa cunoașterii Cuvântului Lui Dumnezeu, lipsa cunoașterii adevărului. Și adevărul este Dumnezeu. Domnul Iisus ne spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Și adevărul este Domnul Iisus Hristos. Și atâta timp cât Domnul Iisus Hristos, acum stă la data Tatălui, ne-a spus că nu ne va lăsa singuri. Și ne-a trimite un mângâietor care să ne călăuzească în tot adevărul. Și acela este Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute să ne umplem de puterea Duhului Cel Sfânt. Dumnezeu să toarne în noi, dar pentru aceasta avem nevoie să trăim o pocăință adevărată. Amin. Și cum spuneam și fraților, joi, pentru că este o realitate crudă, din păcate. Știți, fraților, că pocăința se trăiește, nu se vorbește. Amin. Pentru că mulți dintre noi sunt niște pocăiți care vorbesc despre pocăință, dar nu trăiesc. Și atunci întrebăm de ce nu luminăm. Căutăm să fim candelabre, să fim lumini aici în biserică, uitând că noi să fim lumini afară, că acolo e întuneric. Aici este lumină care se lucește Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Noi trebuie să fim lumini afară. Nu aici. Lupta noastră, să știți, este afară, nu aici. Și bazat pe Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că ceea ce am înțeles și cu toții am înțeles, și dacă n-am înțeles, se cere în Domnului lumină, că ne va lumina. În 1 Petru, în capitolul 4, versetul 11, ne spune că dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care dă Dumnezeu. Pentru că în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Deci noi, cei care ieșim în față, să știți că responsabilitatea încă o dată, repetiți, este foarte mare. Pentru că v-am zis, nu noi vom da socotare înaintea Domnului pentru fiecare cuvânt ieșit din gura noastră. Și să știți că nu sunt mai sfânt decât dumneavoastră, nu sunt mai vremi sau mai demn, nu sunt mai sfânt decât dumneavoastră, din contră. Și m-a întâlnit foarte mult ceea ce fratele Ionuț mi-a spus joi și a trebuit ca tot să luăm aminte la acest lucru. Mi-a spus, frate, eu vreau să fiu cel mai mic, pentru că Domnul mă va înălța la timpul potrivit. Și Domnul ne spune că El s-a făcut smerit și ascultător până la moarte. Și asta este și datoria noastră, pentru că nu suntem mai sfinți decât alții. Și ne spune Cuvântul Dumnezeu în Apocalipsa, în ultimul capitol, dacă cineva se crede sfânt, să se sfințească mai departe. Deci, haideți să luăm aminte la Cuvântul Dumnezeu în întregime. Ne mai spune Cuvântul Dumnezeu în Ioan, în capitolul 4, dacă nu mă înșel. Cu versetul, capitolul 5, mă scuzați, cu versetul 19. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, adevărat, adevărat vă spun, că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și apoi ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și îi arată tot ce face. Și va arăta lucruri mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. Deci ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu că Domnul Iisus nu a făcut nimic de la el. Și tot ceea ce a împlinit Domnul Iisus a fost planul pe care l-a pus înainte Domnul Dumnezeu Tatăl. Atunci noi, ca și fii al lui Dumnezeu, ca și copiii lui Dumnezeu, care am gustat din pâinea vieții, am băut din apa vie, avem datoria de a împlini Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este lăsat. Fără a scoate și fără a adăuga nimic din el. Merg mai departe în Ioan 8, capitolul 8, cu versetul 28, ca să înțelegi ceea ce am spus. Iisus deci a zis, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum a învățat Tatăl meu. Dacă Domnul Iisus ne-a vorbit cum a învățat Tatăl și noi avem datoria să vorbim, să propovedim Cuvântul Lui Dumnezeu așa cum ne-a lăsat Domnul nostru Iisus Hristos, pe paginile Sfintei Scripturii. Ne mai spune Luca că dacă avem ceva de cercetat în lumea aceasta, în viața aceasta, avem de cercetat Scripturile, nimic altceva. Și ele ne va descoperi și ne va conduce tot adevărul
călăuziți de Duhul Sfânt, încă o dată repet, avem nevoie de Duhul Sfânt. Ca El să ne călăuzească și El, El să rămână în noi și cu noi, așa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan 1 ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 7. Dar haideți să dau la versetul 5. Lumina luminează în întuneric și întunericul nu abilită. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întotdeauna ca slava singurului născut din Tatăl. Deci vedem foarte bine cuvântul Dumnezeu ne spune că lumina din acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. Și noi dacă vrem să trăim în lumină, trebuie să trăim în Iisus Hristos. Trebuie să primim în inimile noastre, să credem puterie că El este Cel care a venit, Cel care a plătit prețul răscumpărării noastre, că ne spune în El avem răscumpărarea, în sângele Lui iertarea păcatelor. Nu există, dacă nu mă înșel, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Deci, nu putem fi mântuiți decât în Domnul nostru Hristos. Nu ne va mântui nici preoții, nici sfinții, nici Maica Domnului, nici eu, nici pastorii, nici nimeni decât Domnul nostru Iisus Hristos. Și ne spune Cuvântul Dumnezeu că și prin har a s-o mântui și prin credință. Și acestea nu vin de la noi, ci vin de la Dumnezeu. Sunt un dar de la Dumnezeu. De aceea vă spun că atunci când vorbim despre credința în Dumnezeu, trebuie să ne asigurăm că la nivelul gândurilor noastre, la nivelul minții noastre, am auzit și am ascultat Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ne spune credința vine în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu. Nu în urma auzirii ideologiei lui Isaica, ci a Cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce trebuie să propovăduim pe acest pământ este Cuvântul lui Dumnezeu. Și lăsați aminte, deci Dumnezeu nu trăiește în alta păcătă sfânt, ci mântuirea Lui. De aceea, încă mai este timp. Câte vreme să mai spune astăzi, nu vă lăsați înșelați de lucrurile înșelătoare ale celor care spune mai ieși în o zi. Nu, Dumnezeu nu spune astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul meu, să nu vi se plătească inima. Astăzi, haideți să ne pedem viețile și inimile în al Dumnezeu. Și să primim pe Domnul Iisus Hristos, că ne spune în Ioan 11, versetul 26 și 26. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Trebuie să credem în toată inima noastră. Deci El este Cel prin care avem deschisă poarta cerului. Cuvântul de astăzi ne va fi propovăduit de fratele Beni și zic ca Domnul să îi dea cuvântul, Domnul să dea putere, vorbele Lui să fie cu har și desecusare și Domnul să ne binecuvânteze.